Mâine seară continuă aventura în Thailanda, ultima țară de pe drumul dragonului. Unde stăm că suntem trăinși? Unde ne băgăm că suntem doinși? Băi, te rog frumos! Nu poate să ne zici să facă semnul că-i jignim? Auzi, dar ce ai de ăștia așa de că mi se pare că am pierdut vremea. Tu habar n-ai, asta e ideea, asta vreau să zic. Păi tu vrei să fii la cheremul tău? Da, tu intri cu tutele goale la ei în templu și este religia lor. Pun un singur lucru pe care tu nu-l înțelegi. Stai o jumătate la umbră și ești nervos. Nu ți-e rușine, mă, un pic. Ai stat fix 5 minute aici, n-ai stat mai mult. Ești mereu nervos, fratele, dimineața ești nervos. Gata, mă. M-a luat-o cu toții razna aici. We celebrity in Romania. Am venit în Asia să ne vedem cu voi. Un trofeu zâmbăreț pune cele trei echipe pe fugă în căutare de fețe zâmbitoare. Cântece de exorcizare. E ceva din Anabel. E Anabel 8? Aseara asta e creepy. Știi că spaia genul are pe lustră? Nu. 16. De-aia am văzut și eu. Mai bine mă mănâncă decât să mă violeze. Noi dormim așa. Hai, scriem istoria în seara asta. Dar zâmbetele vor dispărea în ringul unui sport sângeros. Lupta este pe viață și pe moarte. Hai, Ana! Va fi cu înverșunare și ură, va fi cu durere și răzbunare. Pe câmpul de luptă, nu ai cum să te distrezi pentru 2000 de euro? Ne apropiem de marea finală din Bangkok. Avem trei echipe în joc, dar numai una dintre ele va fi victorioasă la Asia Express. Stătea Lora și plângea că acasă ea mergea, mă, și pe genul înjura să nu-ți fie în viață bine că m-ai nominalizat pe mine.